Cât timp zice că avem de înregistrat? 84 minutes. Bun. Bună seara, cursul 7, dacă nu mai bine, de media. Vorbeam de mixere, ultimii de dăți. Și ultima dată, dacă nu mă înșel, am ajuns la partea cu egalizorul grafic, la aceste butoane care acum le vreau că sunt verzi. Ultima oară era maro, sau urmă cu green keys. Vă mai aduceți aminte ce făceau aceste butoane pe care scrie mediu jos și care sus, mediu jos, high, medium, low? High, medium, grupele astea de 3 care încerce să două. Three buttons would... Volume? Microphone? Nu. Cum se cheamă equalizer? Egalizor grafic se numesc că... Equalize the person's voice, that's on the microphone. Legalizează cum exact? Ca dacă vocea e prea... Microfonul e prea tare? Da. Nu, deci de aceea exact asta v-am întrebat, că sunt două rânduri de butoane pe mixerul ăsta care au două roluri de egalizat. Deci alea cu mai tare sau mai încet sunt astea albe. Ah. Astea de aici, dacă s-a avut un control de ton la radio sau la amplificator, astea egalizează ca și culoare, ca și înălțime, voce. Asta nu înseamnă că o să poți să faci din Pavarotti Maria Callas. Ah. Dar dacă Pavarotti are mult prea mult bas și nu se mai aude niciun fel de instrument de bază, o chestie se mai acoperă și contrabasul și orice, atunci îi tai cu Pavarotti basul și atunci să nu putea auzi instrumente de coarte. V-am explicat în trecută că toate aceste semnale care intră aici se poartă exact greutățile puse pe o masă și adaugă greutate la tot semnalul care este. Deci dacă vrei să distingi în căști fiecare instrument separat, trebuie să tai câte o bucățică din fiecare, astfel încât ele când se adună semnalele să vină așa, să nu vină așa, să se înghesuie în spectrul. Mm-hmm. Și pentru asta folosești butoanele. Mm-hmm. Bun. Mai avem pe acest mixer un singur rând, pe ala de jos sunt 3 rânduri, avem linia de butoane albe. Ok? Deci ce astea în comun? Linia de butoane albe scrie efect pe ele. Da? Avem aici o întreagă secțiune pe care scrie efect return jos. Și avem aici undeva efect send, cumva asta. Deci butoanele astea și cumva asta lucrează ca un mixer separat. Ca un al doilea mixer în mixerul ăsta. Deci în mod normal, intri mereu cu semnale pe aici. Le reglezi cât de tare să fie fiecare de aici. Cum spuneam, vin de sus, o iau în jos, o iau așa și ies afară. Reglezi finalul de aici și ies la unde? La stereo, o ties pe aici. Rândul ăsta și cum asta lucrează, cum spuneam, ca încă un mixer. Deci tot ce intră pe aici, poți să le culegi butoanele albe și le trimiți la mufa asta. Aici era locul unde conectam camera, când foloseam mixerul ăsta. Și de aia poți să faci un mix total separat pentru ce se aude în cameră, față ce se aude în sală. Mixerul care vreau acum ajuns are 3, sunt portocalii, sau 2 portocalii și unul roșu. Fie sunt toate 3 portocalii, fie sunt 2 portocalii și unul roșu. Și la fel are loc de mufă, are 3 mufe și poți să ai, practic, sunt 4 mixeruri într-un singur. Poți să trimiți sunetul amestecat altfel, la încă 3 ieși diferite. Clar până aici? Da. Bun. Ce mai avem aici? Butoanele roșii. Ce scrie pe ele? Pan. Pe toate sau nu pe toate? Pan, scrie pan și pal. Okay. Se vede și la cameră? Butoanele roșii. De jos. Yes. Bun. Și dacă puneți mâna pe unul din butoanele roșii și le învârtiți, o să observați că are ceva la cer. Hai, că nu mușcă. Iar când dai invers, și trece pe în centru, vezi că se simte de ce. Are ca o piedică, să știu de ce. Și centrul e marcat, are un triunghi pe mixer, acolo, pe desen. Bun. Dacă vă duceți aminte de la spule audio vechi pentru casă, are avea decât control de balanț. Și dacă dai numai într-o parte, se auzea numai un difuzor. Dacă dai tot în partea cealaltă, se auzea numai partea cealaltă. Și aici, pe unde scrie pan, și pe unde scrie pan bal, pentru că numai canalele astea sunt stereo. Deci sunt două controle opuse, să le vrem, antagonice. Atunci când ai un canal mono, îi reglezi panorama. Adică unde în imaginea stereo creată de cele două difuzoare se plasează un mod. Și făcând treaba asta, de exemplu, în teatru poți să simulezi că un actor se află la dreapta sau mai la dreapta scenei decât cealaltă. De exemplu, dacă ar fi Dan pe scenă cu cineva și ar avea ca un dialog, ar fi ca un interviu, și le dai fiecare un microfon, poți din mixer, adică optic microfonele să duci mai spre dreapta și unul mai spre stânga. Dar din punct de vedere sonor, dacă ar fi pe centru și le-ai asculta acasă la căști interviu, s-ar părea că amândoi vorbesc din față. Și poți să-l pui pe Dan mai la dreapta și pe interlocutorul tău sau mai la stânga. Și atunci când le asculti acasă și vezi pe televizor că se întâmplă aici un aici și în căști se aude unul mai încoa, unul mai încolo. Și deci poți să manipulezi imaginea stereo. Evident, dacă în loc de 2 intrări faci 20, o orchestră întreagă, poți să regrezi pe fiecare foarte fin, astfel încât să fie acustic acolo unde erau fizic în cadrul orchestrei. Asta la canalele mono, care deci ai un fir pe care alegi dacă dai mai încoa sau mai încoa. La canalele stereo le reglezi exact cum era la radio de acasă, balansul. Se audă mai tare în dreapta sau mai tare în stânga.
PR-ul nostru, de exemplu, e un exemplu de o intrare stereo. Are un cablu stereo, se pune cu cameră stereo și l-ai putea da mult mai dreapta sau mult mai stereo. Clar pe aici. Clar pe aici? Întrebare. Ia, mă, să facem o recapitulare, să vedem dacă am reținut. Bun, ce fac butoanele atunci? Deci butoanele verzi, parcă... Albe, am întrebat. Ce fac ale albe? A, acele albe. Albe mici, ca să fie și mai clar. Sunt un mixer. Mixer în mixer. Așa, și unde este și așa, este al doilea mixer mai mic? Efect. Efect sound. Ok, bun, perfect. Și alea roșii ce fac? Imaginea sunt. Balanțul. Efect presence. Ok. Dacă vinerea viitoare veniți și voi la ora la care trebuia să vă aflați aici, intenția mea era să mergem jos în sală, să facem lecția jos, să facem practică ca să și auziți ce fac butoanele astea. Dacă mi-a apărut la fără 3 minute de jumate, nu mai avem când să mai mergem grămadă acolo. Deci vă rog frumos. Și uite, Liviu, e bine că mi-a dat semnul să mă întrebe dacă se face seara asta. Eu țin cursul ăsta, deci dacă nu vedeți știri la televizor cum a călcat un camion sau nu v-am lăsat că nu se face, se face. Deci, da? Veniți aici. Dacă am eu o problemă, vă anunț, de obicei cu multe stări înainte, vedeți că peste 2-3 vineri nu ne vedem. Dar dacă n-am anunțat nimic, ne vedem. Bun. Și într-un final apoteotic. Ok. Nici n-am foarte mult spectator jos. Într-un final apoteotic, butoanele mari și albe de jos, ce credeți voi că fac? Dacă sunt chiar la fundul chestii, v-ați spus că semnalul vine așa, așa... Pot să întrebi cu semnalul sau să... Nu? Zic. Să reglezi volumul. Pe rând. Deci tu ai să reglezi volumul, tu ce ai zis? Nu, i-am zis să reglezi volumul, i-am zis să întrerupă sau să deschid volumul. Ok. Voi ați auzit? Sunteți de altă părere sau? Așa este. Bun. Deci e vorba de butoanele albe de jos. Ok? Dacă vă uitați la butoanele albe de jos, ele sunt gradate de la 0 până la 10 și am un triunghi aici. Vedeți? Bun. Nu știu de ce am un hacker, filmul profesionist, a ales să inventeze unități de măsură și le-a spus 0-10 în loc să le scrie în decibel, cum sunt mixer de jos, cum sunt chestii profesionale. Ideea este că aceste butoane se poartă ca niște butoane de volum, dar rolul lor nu este să dea mai tare sau mai încet în mod absolut chestii. Ele controlează procentul în care se amestecă aceste sune. E ca atunci când faci vopsea. Deci gândiți-vă că asta ar fi culori, da? Și din asta poți dai mai mult albastru sau mai puțin albastru. Dacă vrei mai multă vopsea, adică mai multe găleți, de la asta roșu faci. Deci volumul e de aici, amestecul e de aici. Și de asta au triunghiul ăsta mic aici, pentru că triunghiul este poziția neutră. Deci când este pe triunghi, nici nu ia din semnalul ăla, nici nu amplifică. Așa cum a cântat cântărețul, așa ajunge la mixaj. Mai mult înseamnă să-l mai ajut, să-i dai mai mult volum și de la triunghi până la 0 înseamnă să tot reduci din ceea ce s-a cântat acolo. Deci de asta au triunghiul acolo. La mixerul de jos, butoanele care ar fi cele albe aici sunt liniare, să se mișcă vertical, să nu se împărtă. Și tot așa, nu, acolo nu aveți un triunghi, acolo aveți cifre scrise în decibel și locul cu 0 e marcat, al împătrățării scrie aici 0. Bun. Cam asta e. Data viitoare facem practică și vedem dacă reușim să ne asuzim reciproc. Mm-hmm. Și sperăm să învățăm și mai mult cu ocazia asta. Mersi.